pizza. Ăsta nu a suferit, că a fost adoptat de mic. Ah! Am înțeles. Mamă. Mamă, ce înseamnă, bă, să ai noroc în viața asta, a fost dumnecrită, mă. A dat pizza la sărmani. Ah, am înțeles. Păi da, eu am înțeleg o chestie. Familia respectivă care l-a luat dintr-un centru de plasament sau dintr-un institut maternal? Că eu nu înțeleg. Dar hai să vedem asta, hai să vedem acest clip, ia să vedem. Sunteți pământ? Da. Poftă bună! Doamne! Îi ador foarte mult pe ăștia care ajută oameni sărmani. Ia uite, săracu, a strâns și el câțiva bănuți. Vedeți de ce nu mai cred eu în Dumnezeu? Omul ăsta fără mâini? Ce vină are omul ăsta fără mâini? Dumnezeu trebuie să le taie mâinile la bogătani. Bă, a spus că a ajutat sărman pentru vizuri. Parcă a recunoscut odată că a făcut pentru pâci. Da, era logic să se întâmple chestia asta. Unde este Dumnezeu când omul ăsta n-are mâini și nu poate să muncească? Unde este Dumnezeu? Să pișă? Păi atât de mult să pișă ăsta? Îl crezi și ochi, e prea mare. Bă, strigător la cer, Dumnezeu ar trebui să îi omoare pe țiganii. Voi a văzut știrile cu țiganii cu rângi în fața Parlamentului? Acum o zi? A văzut? Ieri seară s-a întâmplat un incident în fața guvernului, Parlamentului, bătaie. A văzut cu țigani, cu rângi, cu împușcături, a văzut țiganii aia. Uite, la aia trebuie să li se tăie mâinile la aia. Să pățească ce pățește omul ăsta nevinovat. Unde e Dumnezeu să facă dreptate în privința asta? Că cam așa în morții lui să mă cacă. Mai aveți pretenția să cred în el? Mamă, ce pule multe i-aș trage eu Dumnezeu, futu-ți morții, mădii. Că dreptatea asta nu o să o găsesc în 1000 de vezi nu găsești dreptatea asta. Ăia care au ieșit în rângi, 30 de persoane de s-au bătut, ăia trebuia să li se rupă picioarele, mă, picioarele și mâinile. Bă, să fie așa, mă, fără mâini, fără picioare, futu-i morților, să stai imobilizat la pat. Și să vezi tu că România devenea o țară mai... Avem un cadou pentru voi. Asta pentru mine. Ia uite-l, mă. Omul ăsta. Poftă bună. Omul ăsta este în cârje. Omul ăsta e nevinovat. E în cârje. Unde pula mea e Dumnezeu, mă? Bă, unde este Dumnezeu? Băga mea și pula morții lui. Unde este Dumnezeu să facă dreptate? Omul ăsta fără picior. Ia uite-l. Unde are piciorul? Nu. Poftă bună. Bună ziua, avem o pieță pentru voi. Bună ziua! Haide la pizza! Bună ziua, pizza!
Hai și tu azi să o mărești împreună cu bunica sau mărica? Bunica! Bunica să o mărești împreună? Da! Scopurile astea. Și așa eu căpătam multe chestii care le-am. De exemplu, ceas, iPhone și chestii de genul. Dacă tu ești o persoană invidioasă în viață și te dimineți uiți la altcineva și critici pe cineva că el are mai mult decât tu ai, atunci crede-mă că tu departe n-ai să ajungi în viață. Tu ai să rămâi acolo ca o babă care stă pe scaun și bărfește tăriună. Ui, că și el, ia-ți iar, vine cu mașina și ia-ți are casă. Treaba lui și are. Nu te băga în viața altcuiva. Și am eu, e treaba mea, eu am muncit pentru șase ani. Voi nu știți, voi mulți foarte mulți din voi, nu știți prin ce am trecut eu să am lucrurile astea. Mulți din voi nu știți că eu când eram copil, ca să am ceva, să-mi cumpăr o înghețată, că mama mea nu-și permitea să-mi dai mie 2 lei, 2 lei asta, lei moldovenești, eu nu știu, convertiții, că nu sunt lei românești. Nu-și permitea ca să-mi dai mie 2 lei ca eu să-mi cumpăr o înghețată. Știți ce facem eu? Mă ducem la gunoi, strângem sticle, strângem carton, hârtii și mă ducem, le dădem acolo o bază, îmi dă de o bani și mă ducem și cumpăram o înghețată. O înghețată. Spălam rutierii, mașini și n-aveam prieteni, pentru că și eram bagiocorit în o gradă. Nimeni nu vrea să prietenească cu mine, că eu mă ducem la gunoi, strângeam sticle, carton, ca să cumpăr o înghețată. Bă, recazilor! Bă, etanților, handicapaților, cum par eu că el când a spus sau a recunoscut că o face pentru views-uri, a făcut-o doar să te facă pe tine mai incult, mai jegos. Bă, eu simt omul. Eu simt omul care este blând, care e al dracului, care este extra al dracului. Eu simt omul. Nu cred că omul ăsta se preface. Nu cred. Eu iau omul după suflet. Și știți de ce omul ăsta a ajutat la rândul lui oameni sărmani? Pentru că știe ce înseamnă. El a cunoscut sărăcia. Și eu am cunoscut sărăcia. Eu v-am spus de fiecare dată că eu dacă aș avea putere să am prieteni în realitate care să mă filmeze peste tot, bă, zi de zi să stea cu camera pe mine. Zi de zi să stea cu camera pe mine. Vă dați seama că aș face fapte mult mai mult și bune. Indiferent că n-aș avea bani, m-aș duce la o idee să dau haina de pe mine și să ajut oameni sărmani. Dar credeți-mă, omul ăsta când a zis că face videoclipuri pentru vizuri, a făcut-o doar ca să se răzbune pe mentalitatea voastră. Și haideți să vă spun și de ce. Pentru că știți că multă lume care trece prin viață, cunoaște ce înseamnă răul, cunoaște ce înseamnă sărăcia. Păcând omul ăsta, când a zis că o fac pentru vizuri, s-a făcut ca o răzbunare. A făcut-o pentru răzbunare, pentru că știu că voi aveți mentalitatea aia că ăsta a făcut, a ajutat oameni sărmani pentru vizuri, că nu știu ce, nu știu ce. Da, mă, nu știu de ce vă răzbunați pe el, nu știu. Nu găsesc. Chiar vreau să găsesc videoclipul să vedem, să le testăm, să vedem unde este greșeala. Eu în viață am trecut prin multe și eu știu și e greu. Știu și înseamnă să treci prin greutăți. Dar niciodată nu pot să invidios pe cineva că el a venit mai mult. Și am învățat să mă mulțumesc cu șeșa. Și cum v-am spus că am învățat ca să lucrez pentru unii lucruri, ca să am unii lucruri, am învățat să lucrez. Și nu spun chiar de ce la are. Și eu n-am. Dar ceva mi-a plăcut, eu zic, eu o să am și eu știu că o să am lucrurile astea, dacă eu o să lucrez. Și nu contează ce faci, și nu contează că câștigi bani din YouTube, nu contează că câștigi bani din la piață, nu contează ce faci, contează să nu curi și să faci și lucrurile acestea. Părinții lui Nikita, ei tot au trecut prin greutăți. Și nu era ușor. Voi, mulți din voi, mulți din povestea.
mea, povestea lui Fabi, povestea lui Nichita, lui Bogdan, lui Dar. Și vă faceți stați în fața la un procuror și comentați că el are casă mare, că el are mașină. E foarte ușor să stai, să critici, să judici, să impediezi. Și singur să nu faci nimic ca să ai lucrurile cele pe care oamenii le au. Eu am crescut un copil foarte sărac, foarte, foarte sărac. Și am un verișor foarte bogat. Părinții lui au mașini scumpe. Verișorii mei are mașini scumpe. Iați, restaurant, hotel. Și eu ca copil mare, eu niciodată nu m-am dat pe dânsul să iau ce are el. Era tot unul. Și eu știu povestea lor. Știu că tot am muncit să ajungă unde sunt acum. Și în realitate, bogăția nu constă în lucrurile pe care le are. Și dacă tu ești persoană care se uită la altcineva, care critică, că și el are și chestii de genul, cred că m-am repetat 100 de ori în video ăsta, tu și nu ești o persoană bogată. Și ar trebui să te uiți în inima ta și schimbi ceva în inima ta. Pentru că dacă tu împiediezi și rugi și critici, tu ai probleme. În genere, mă sat cu oamenii când vrei să faci ceva frumos. Și au făcut mulți bani când era urmărit. Păi stați, mă, leacă! Voi pe mine cum o vedeți? Ia, eu vă întreb pe voi. Voi pe mine cum o vedeți? Ca fiind un om cinstit? Sau ca fiind un om ca Elias Vlog? Cât la sută mă cunoașteți voi pe mine? Știți de ce nu mă cunoașteți 100%? Pentru că eu nu mă plimb peste tot să filmez. Prefăcut ca un cerșetor, ca Ilie. Critici prea mult. Da. Realitatea, mâncam ei pula de retard. Văd realitatea. Tu ai impresia că eu trebuie să iubesc o țară care mi-a luat copilăria? Conacul e prezent. Conacul, mersi mult de Tora de Raid. 20 octombrie, Conacul e prezent. Mamă, face raid. Face raid. I-a venit rândul, ce-a făcut? Mamă, bravo, băi, mulțumesc mult de tot. Nu mă refer la Elie, mă refer că îți dai cu părerea mea. Nu-i adevărat. Îmi dau cu părerea ceea ce văd. Ceea ce văd. Ce ați văzut la mine, critici dure? Nu am cum să iubesc o țară care mi-a luat copilăria. Asta nu mi-o poate, nu mi-o poate modifica nici cel mai al dracu psihiatru din România. Ce-a zis? Dar adevărul este că nu am să vă povestesc. La început vreau să vă spun că am o mamă care nu trăiește deja. Ce? Am o mamă cu care nu trăiesc deja 8 ani. Am fugit de acasă la 15 ani. Oh, mersi că ai devenit membru. Am fugit de acasă. Era imposibil să trăiesc cu ea, pentru că mereu îmi spunea. Vreau să vină cineva la ușă să-mi spună că ești mort. Ce? Vreau să vină cineva la ușă și să-mi spună că ești mort. Am și un tată care nu l-am văzut niciodată. La 6 ani mama m-a dat la orfelinat. Acolo am învățat și am trăit până la 14 ani.
6, cu 6, 12. A, el a trăit 8 ani. Weekend-urile le petrec acasă cu mama. Știu că clipele petrecute lângă o mamă sunt cele mai frumoase, dar nu e cazul meu. Eram cel mai sărac copil din o gradă. Când veneam acasă, mă simțeam străin. Pentru că casa mea era unde erau prieteni. Ce? Pentru că casa mea era unde erau prietenii. La orfelinat. Des mă întrebam care este scopul vieții mele. Da, chestia asta și eu mi-am pus, dar nu mi-am găsit răspuns. Să de ce aceste lucruri se întâmplă cu mine? De ce aceste lucruri se întâmplă cu mine? La început îmi era greu. Dar mai târziu în viață am realizat că tot ce se întâmplă cu viața mea se întâmplă cu un scop. Și acel scop este să fiu o binecuvântare pentru cei care mă îngrie în conjoară. Așa m-am învățat, m-am așteptat să nu mă iau cu una cu alta, să nu mă mulțumesc. Să iubesc pe cei care sunt socotiți fără de valoarea în societatea noastră. Nu vreau.